Bine ați venit la Stax TV, secțiunea Car Review, seria 3, episodul 1. Nu știu cât mă văd în cameră, dar nici n-are importanță. Eu stau aici că e cald și bine, îl las doar pe Marius afară, că el a zis, domne, pun camera pe trepied, faci tu toată treaba. Nu, mă dau jos, că așa e frumos. Pac! Sunt atât de sprint în duminică dimineața, nici nu-ți poți imagina. Bun, și vă spuneam că avem o premieră, Ford Ranger în versiunea Raptor, adică cu mușchi. Se vede pe fundal și o să și vedeți, o să vă filmeze Marius toate detaliile, vă și povestesc eu despre această mașină care pe mine m-a impresionat plăcut prin comportament, dar nici nu am așa multe termene de comparație pentru că noi n-am mers cu foarte multe pick-up-uri în ultima vreme, dar mașina s-a condus super, super. Bun, să discutăm de partea frontală, avem faruri cu lupă, dotate cu xenon, pe fază scurtă, luminile de zi, pe LED, bara asta super agresivă în față, cu proiectoare, scut metalic, e metalic, fii atent. Nu știu dacă e metalic, am văzut una pe el până. Nu e, bă. Ăsta e de plastic, dar aici e metal. Da, mă. Metalic de 2,6 grosime, atenție că mi-am făcut lecțiile. Două puncte de recuperare, capota asta umflată și cel mai important detaliu, aripile umflate cu 150 de mm față de Ranger-ul normal. Cam asta avem în partea din față. Aștept să vă dați și voi cu părerea, mie îmi place. Eu sunt pentru, n-am ce să comentez la capitolul design, nici nu sunt așa eu un designer și nici n-am făcut cursuri foarte multe de design, dar îmi place mașina, are mușchi, are aripi umflate, are prize de aer aici. Nu știu cât de adevărate sau nu, dar eu aș da banii pe ele. Nu discutăm de preț, că discutăm mai târziu, mai întâi așa, să vă mai arăt una alta, să vă spun că mașina vine cu anvelope all terrain din fabrică, de la BF Goodrich, echivalentul A33, cu 285-70-17, jante negre, suspensia despre care trebuie să vorbim ore, n-aș putea eu să vă vorbesc ore despre o suspensie, dar merită, pentru că este de la Fox. Și o să vedeți, face lucruri senzaționale, senzaționale, am simțit că plutesc cu mașina peste ronduri, peste șinele de tramvai. Da, mașina merge peste borduri, tot ce vrei în oraș, este ca un animal. Avem aceste praguri foarte interesante care sunt de protecție, să nu atingi caroseria mașinii în cazul în care mergi la off-road și o proptești în pietre sau așa. Foarte frumos inscripționate cu Raptor. Iarăși suspensia spate, de asta ajungem acolo și discutăm. Poate vreți să vedeți și motorul care dezvoltă undeva la 213 cai putere și 500 de Nm. Este un 2 litri biturbo. Merge pe steroizi omul. Hai să-l vedem cum arată, că l-am văzut. E distractiv. Bun, hai să deschidem capota. Iarăși sunete, nebunie sunete. De data asta avem nevoie de o singură. Și avem de toate, mai puțin motor. Nu știu cât de mult vă interesează să aveți aici un capac mare cu mulți cilindri, pentru că viitorul merge pe capacități cilindrice mici și puteri foarte mari prin motoare împinse cu presiuni mari și cu materiale de o rezistență sporită, da, deci v-am arătat mai puțin motor, mai mult filtru, ventilator, baterie și filtru de motorină. Mulți spun că mașina trebuia să vină echipată și cu motorul de 3,2 care echipează Ranger-ul normal. Nu știu, putem să dezbatem în comentarii, să vedem cum ar fi fost mai bine, mai rău. Eu am mers cu mașina, poate ați mers și voi, vă dați cu părerea, discutăm acolo pe YouTube. Hai să vedem în spate ce ne oferă în spate Ranger-ul. Hai să vedem partea asta interesantă de benă. Am încuiat mașina, am uitat. Și nu v-am prezentat nici cheia. Vezi cheia? Hei, cheia! Asta e cheia, scrie Raptor pe ea și poți să închizi și să deschizi mașina. Sau să o descui, depinde cum vrei tu. Bun. Are un arc aici. Am văzut, m-am interesat. Nu e chiar așa de simplu să o trântești. Plus te ajută la închis. Arcul ăsta de la benă, suport de pahare, toate nebunile, îți faci o câmpenească frumos cu slana. Și cum o tai aici, slana o pui așa și astea sunt, știi, special să tai. Băi, asta n-am putut să o deschid, n-am putut, dar trebuie să tragi în partea asta, nu știu cum,
Am reușit eu, e nebun. Vezi ce înseamnă să te uiți pe YouTube? Chiar contează. Așa arată Bena. Vine capitonată pentru a proteja caroseria mașinii. Se închide, nu intra pe tot ce vrei, bagaje, bagi aici frumos. N-am ce să zic. Partea din spate, să le dea Dumnezeu sănătate că au pus bara asta. Știu că sunt niște norme europene și așa. Doamne, dar arată bine, mă, la Ford-ul ăsta, jur. Bă, arată bine față de... Uite să vă uitați voi la restul pick-up-urilor din oraș, de la alți producători, cum arată bara asta de protecție. Nu mai discut. Bun, două puncte de remorcare pe spate. Probabil mulți care vor să plătească pe mașina asta undeva la 60.000 de euro se întreabă, bă, cât pot să car cu ea, bă, frățioare, bă, cât e dacă dau un ban? Bine, încăpem 4, chiar și 5, dacă e să mergem frumos, dar poți să încarci până la 2500 de kilograme, Ranger-ul normal merge până la 3500, dar pentru că avem suspensia asta extraordinară cu care eu vă bat la cap, nu mai putem, nu avem foi de arc pe spate, avem arcuri elicoidale, împreună cu amortizoarele de la Fox, cu care eu aș dormi noaptea, în fiecare noapte cu altul, stânga, spate, dreapta, spate, stânga, față, dreapta, față, înțelegi? Așa aș face. Da. Și puterea de tragere este scăzută tot cu 1000 de chile. Stai că nu mai știu, e posibil să fi greșit, bă, trage 2 tone jumate și încarcă mai puțin. Cred că am greșit. Oricum, nu pentru asta a fost gândită mașina. Mașina a fost gândită pentru distracție, pentru mers la munte, pentru sărituri, toată lumea sare cu ea. Dă-mă jos de aici! Nemaipomenită. Am făcut mizerie, iar te să fac curat. Da, hai să vedem la interior. Vrei? Pete pe volan, tot ce vrei. Începem cu ușa șoferului să vă prezint interiorul. Și avem butoanele pentru geamurile electrice, așa cum le știți toți, toate puse aici, cu funcție automat, doar pentru geamul șoferului. Încuiat, descuiat mașina din interior, deschis ușa, butoanele pentru ceață, spate, proiectoare, față, lumini, lumini automate, reglajul farurilor, reglajul intensității luminii la bord, semnalizare, fază lungă automată, flash-uri, cum au toate mașinile. În schimb, avem clapete pe volan. Pentru schimbarea celor 10 trepte de viteză, da, știu, nu te așteptai să spun că are 10 trepte de viteză, are 10. Tu de care ai cu 18 viteze? Eu am cu 21. Te-am spart. Asta o să fie discuția, înțelegi, ca la biciclete. Așa, deci avem padelele cu plus și minus, avem maneta pentru ștergătoare, funcțiile pilotului automat, funcțiile de interes pentru șofer, consum și modurile de condus se pot seta de pe volan, inclusiv folosirea handsfree-ului pentru telefon. Butonul Engine Start Stop, mașina este dotată cu Keyless Entry și Keyless Go, sau am văzut acum că oamenii prezintă funcția asta de Keyless pentru uși și funcția de Keyless pentru pornit, adică sunt mașini care se deschid, da, bagi cheia, sunt mașini, e prea complicat, nu știu de ce m-am băgat în chestia asta, în sfârșit. Așa, deci butonul pentru pornire, două prize de 12V, ceea ce este foarte util și interesant, cu două porturi USB, cu butoanele astea interesante, dar ajungem la ele un pic mai târziu, pentru că vreau să vă prezint acest infotainment în care avem toate funcțiile de climatronic, de radio CD, de telefon, de navigație, de aplicații. Aici la aplicații pe mine mă pierdeți, din start. Deci din start mă pierd, te conectezi cu iPhone-ul, pui Waze-ul pe mașină, bagi, mamă, deci nici nu vreau să aud. Butonul de avarie, în cazul care se strică ceva, dar nu se strică niciodată, pentru că e Ford. Butonul de volum, radio, butoanele pentru climă, butoanele pentru scaunele încălzite. Bă, și ce mi se pare tare? Mi se pare tare că m-am urcat în mașină, mi-era frig, am pornit scaunul încălzit, mi-am făcut ziua, am oprit mașina dimineața, am pornit mașina și scaunul era încălzit în aceeași poziție, adică în aceeași treaptă lăsat de mine peste seară. Și am zis, bă, super tare Ford, uite, vezi, o chestie care pe mine mă ajută și îmi convine, dar odată cu asta... Observ că nu pot să-mi opresc ventilația dacă vreau. Deci dacă tu stai în dreapta acolo și îți lăcrimează ție ochii, că tu ești sensibil, că tu știi că ești sensibil cu vântul și vrei să oprești, nu poți. Nu poți, frate, nu poți. Poți să oprești tot ce înseamnă ventilația. Dacă vrei stânga, dreapta, băi, eu vreau mai puțin aer, mai... nu există. Nu, aici treaba pe pică, băi, bărbați adevărați, uite, lăcrimează ochii nouă. Este bun la cap. Și acum aș vrea să vă vorbesc despre motorizare și despre sistemul de tracțiune, care este 4x4 cu reductor. Din acest buton putem seta să mergem cu mașina în varianta de stradă, autostradă, de drum cu tracțiune
propulsie pe puntea spate. Ne putem selecta foarte ușor și în timpul mersului, cred că până la 30 de km. Asta am băgat-o de la mine, așa că nu verifică nimeni până la ce viteză poți să schimbi. Poți să setezi în funcția de 4x4 permanent pentru drum normal și autostradă și avem și reductorul cu 4 low, unde mașina merge redus, demultiplicată și obține mai multă tracțiune și putere. Putem să tragem, să urcăm pante abrupte și așa mai departe. Avem butoanele în care putem decupla ESP-ul, să ne putem juca cu mașina, să derapăm, să ne simțim noi mult mai bine la volan. Avem un buton care noi îi spunem așa că valorează cam 1000 de euro butonul ăsta, adică blocantul spate, pe puntea spate, ne ajută foarte tare și poate reușim să facem niște filmări, să vedem ce înseamnă abordarea unei urcări cu și fără blocant. Și funcția de hill descent control, atunci când trebuie să coborâți o pantă destul de abruptă și incertă, alunecoasă și așa mai departe, apăsați acest buton și mașina coboară și își reglează tracțiunea în funcție de teren și coboară singură și controlat. Să mergem în spate. Ziceam că mă mut aici, doar pe prag, dar nu știu dacă reușesc. Încerc să nu mă mut. Nu pot, e clar. Da, a rămas cheia la mine, așa se sperie ea. Aici, cine a pus mă foile astea? Eu le-am pus, îți dai seama. Bun, haideți să vă arătăm poziția în spate cu scaunul din față reglat pentru mine. Stau puțin cu genunchi în scaun, dar am destul loc pentru cap. Așa cum îmi aduc eu aminte, în aceste mașini pick-up, poziția din spate e un pic cam incomodă. Nu e un turism, nu e un SUV. Avem două prize, una de 230 și una de 12V. Avem această cotieră cu suport de pahare care se poate rabata. Loc pentru 3 persoane, personuțe. Nu, asta era un test pe care îl făceam eu în tinerețe, dar nu vă mai povestesc de el acum. Prindere ISOFIX pentru scaunul de copil și pe lângă asta avem și posibilitatea să rabatăm bancheta. Ce crezi? Nu te așteptai la asta. Da, poți să rabatezi bancheta în ideea în care vrei să cari ceva și să nu murdărești scaunele. Un butoi de varză, de exemplu, murat. Vrei să-l bagi? Păi mi-am pus Alcaranta aici nebun la cap. Păi poate e plină bena și mai vrei să bagi și mașină. Sau poate îngheață murăturile pe drum. Vorba aia și trebuie să stea cu tine mașină. Bun, deci se rabatează bancheta și se ridică și acest spătar cumva. Mamă, mai are și aici o... Stai, mă, frate, că mai are un buzunar. Ce ai făcut, mă? Este foarte important și cât de intuitivă este treaba asta. Avem aici un spațiu de depozitare și trusa de scule și 50 de bani ai mei. S-a zis. Acum nu mai... Fă-o la loc, Daniel. Gata, m-am făcut. Asta a fost spatele. Cu geamuri electrice și pe spate și cu toate cele. Să conduc eu? Eu? Mi-e și frică, mă, că știi că noi le stricăm. Hai să conducem, să vedem care-i treaba. De test în teren. N-a venit nici ufă la noi. Mi-e o frică de nu te văd. Da. Bun, suntem în reductor și spune așa: domnule, ca să selectezi reductorul trebuie să mergi cu sub 5 km la oră. Gata, shift in progress. S-a mutat treaba. Suntem în reductor. Avem aici o coborâre cu încrucișare de punți. Ai simțit-o, nu? A ridicat spatele frumos. Coboară singură, pune frână. Totul controlat, asistat. Aici e un pic riscant, dar trecem cu brio. Și aici avem aici o urcare. Să vedem. Ce să vă pot eu povesti despre feeling-ul la volan în acest teren? Vezi? Asta e bine, să ai pragurile astea laterale, să nu îndoi caroserie atunci când mașina atinge zone puțin mai strâmte. Bun, feeling-ul reductor cu 10 trepte,
nu pot să spun că e ceva în plus sau în minus, și face treaba foarte bine ea aici, schimbă, face drege. Să vedem, avem 30 de km la oră, 3000 de ture, 40 de km la oră, e confortabilă, foarte confortabilă, aș putea să spun. Cu cât crește viteza, cu atât mașina e mai confortabilă pe drum din ăsta, puțin accidentat. Să nu exagerăm că nu mergem prin niște gropi imense. Se simte foarte bine și direcția și ținuta de drum și zgomotul în interior. Eu vorbesc încet și nu clănță-ne nimeni, nu zdrângă-ne nimeni. E și nouă, într-adevăr. Eu vă aud ce ziceți că e nouă mașina, dar mai sunt mașini noi din categoria asta care mai produc zgomot în interior. Merge bine reductor, nu zice nimic, 50 de km la oră chiar. Nicio alarmă, nicio problemă, domne, stai că vezi că ai greșit. Haideți să... Ia să vedem ce zice dacă încercăm, tot până la 5 km la oră, din low în high. 4x4, ne oprim, te rog, neutru, nu s-a schimbat, shift in progress, vrează, nu îl trage de manetă acolo, altceva. Eu nu simt nevoia unui motor de 3200, nici n-am condus Ranger-ul cu acel motor, dar din câte știu nu depășește ca și putere varianta Raptor. Mai apar tot felul de grup, frânează extraordinar, se conduce super, n-am absolut nimic de obiectat la capitolul feeling. V-am spus, suspensia de la Fox este, se pare că nu știu, cel mai bun lucru care putea să fie adus pe o mașină producție de serie. Este senzațională și când mă fac mare și fac mulți bani din YouTube, suspensie de aia, de-aia mi-aș Fox. Știi, mă, cum sunt? Băi, cum, ce zicea ăla, Fox, de-aia? De-aia mi-au mașină. Modul Grass Gravel Snow. Ăsta l-am selectat acum pentru că mergem pe un pic de iarbă și de pământ bătătorit, așa, cu un pic de noroi, cu snow nu avem, că doar e iarnă. Și am uitat că trebuie să schimb. Eu îmi place foarte tare că nu schimbă treptele. Dacă uiți, ea stă în treapta aia. Mai și semnalizez că am ieșit un pic de pe drum și să poate vine vreo căruță, tractor. Da, mă, feeling-ul este senzațional. N-am mers cu nicio mașină de asta de teren pe un drum așa accidentat cu atâta încredere. Nu știu, poate că nu e a mea. Bă, e mașina aici pe treabă, e hotărâtă, nu? Nu-ți dă nicio senzație că nu face față la orice o putem noi supune aici în limita normalului. Sunt ferm convins că dacă vreți să săriți cu mașina asta, nu știu, de pe un bloc, nu cred că o să se comporte la fel de bine. E mai înaltă cu 5 cm, dacă nu mă înșel, și mai lată 5 cm. Și de asta mi-e un pic teamă aici, că nu mai știu exact traseul, dar are niște cocoașe destul de abrupte și dacă ești nehotărât și stai puțin pe gânduri și zici, bă, să nu ating cu mașina sau așa, e posibil să rămâi blocat pe praguri și atunci devine un pic mai dificil, pentru că noi nu avem șufă. Avem mașina de intervenție, Jeep, zic de Jeep. Așa? Avem mașina de intervenție, dar nu avem șufă, frate. Vezi? De asta mi-e frică mie, știi? De momentele astea când trebuie să iei așa un pic mai hotărât ca să nu rămâi, dar avem blocant care mi-arată că s-a acționat instant. Ceea ce mă surprinde, a trecut mașina fără probleme. Acum ar trebui să atacăm pe aici sau pe aici, pentru că am mai făcut, băiții, o urcare destul de abruptă, dar avem reductor, blocant, tot ce trebuie. Știi? Vezi cerul? Ne place aici, doar că nu știu ce e în față, vezi? Era bun o cameră în față. Da, coboară singură și cu spatele. Camera, vezi? Postez la televizor.
Ce avem noi în spate? Uite o creangă, băi, ce drăguț! Și senzori și așa mai departe. Asta este, am riscat, am trecut, vezi? Ce să faci? Am stat, ne-am uitat, ne-am gândit, am trecut. Mașina face aici parcul nostru de off-road, face față cu brio, în jur. Adică, na, am mai mers cu mașini pe traseul ăsta și am mai atins cu 33-uri. Știi ce zic? Am mai rămas pe praguri cu 33-uri. Din categoria mașinilor care au pretenții. Bă, deci de asta zic. Suspensia, am 70 la oră, 80 la oră. Da, mă, nu. N-am ce să zic. Adică ce să zic? Trebuie să conduceți mașina asta, ce bun. Că altfel n-ai cum. Adică eu mi-au suspensie de asta că mă fac mare și eu. Uite ce frumos. SP-ul, măi. Eu sunt curios, oare merge. Avem 40 la oră. 30. Ia să. Eu am decuplat 4x4, am rămas spate și am scos și SP-ul, cred, și am accelerat full gaz aici pe pista de încercări de la Stax TV în România. Ce nu-i bună pista? N-am sur că vine o curbă și avem 120. Dar cred că ne descurcăm. O, dar ce asfalt au pus băieții ăștia. Ai făcut treabă cu ei aici, ai stat cu ei pe capul lor, a? Eu zic că e de luat în calcul. E de luat în calcul dacă vrei să-ți iei o mașină auto-utilitară cu care să mai iei și tu în oraș, să mai... Haide, mă, că te distrezi! Zic că nu e tare mașina. Mi se pare tare. Aici, la volan, stai super confortabil, poziția foarte ok, padele, totul la mână. N-am ce să comentez, din păcate am oprit prima și ne aburim. 140 de km la oră, mașina merge pe drum, n-am simțit niciodată lipsa de putere. Are fază lungă automată, lane assist, front collision system. Adică, na, nu știu, cine a zis, doamne, se conduce ca un turism. Mi se pare că se conduce ca un turism foarte, foarte elegant și stilul ăla de balena, așa, știi, care plutește frumos peste tot ceea ce înseamnă o mică denivelare a drumului de asfalt. Pe teren accidentat, din ce am avut ocazia să testăm acum, sunt mai mult decât plăcut surprins. Am numai cuvinte de laudă pentru trenul de rulare de la Ford Ranger Raptor, varianta Raptor. Nu știu cum o fi, era mișto să avem și un Ranger normal. Să vedem câți bani merită suspensia asta. Eu zic că merită 4-5.000 așa. Da, că poate nu v-am spus, dar mașina costă în jur de 60.000 în echiparea pe care o avem aici la test și o puteți achiziționa de la Ford Store BDT Vest, mașina asta cu 49.000. Eu zic că e un discount foarte bun. Mai ales că mașina are doar 5.000 de kilometri și ea așa merge ea. Noi nu abuzăm acum, noi am făcut absolut nimic greșit. Așa îi place, pentru că altfel, știți vorba aia românească, se închilozează. Se închilozează mașina, trebuie să lucreze suspensia, să simtă și ea că a fost, s-a streciuit. Uite, vezi? Punțile flexează frumos. Simte tot ce are nevoie. Na, trebuie să-ți întinzi oasele din când în când. Ai văzut, te mai pui pe parchet în sufragerie. Vorba aia strosnește spatele. Sărim peste Jeep? Urcăm aici? Nu urcăm, nu? Băi, băiatul, eu aș vrea undeva unde să nu urc. Deci am urcat cu spate. Doar cu spate. Doar cu blocant. Fără blocant. Deci unde? Hai să ne punem undeva unde să nu urcăm, nu? Da, Ford Ranger, senzațional, varianta Raptor. Dacă aveți ocazia, încercați-o, pentru că o să rămâneți plăcut surprins, chiar dacă ați experimentat probabil suspensii din astea mult mai scumpe pe mașini de off-road sau pe mașini de ride. Eu n-am încercat și
da, am rămas plăcut surprins. Dacă vă place, dacă considerați că merităm, dați-ne acolo subscribe, share să vadă și alții. Uite, mă, și pe ăștia ce au făcut ei cu Ford-ul Raptor. Și atât, ne vedem la următor. Zgomot produs în interior la 140 de km la oră. Nu e. Adică e mai mult decât decent. Bă, foarte tare, mă, au făcut băieții ăștia aici. Jur că foarte tare, dar noi nu vrem să testăm mașina asta pe asfalt. Asta e ideea. Păi, dita mai traseu, frate, adică nu e glumă. Pă bune. Sunt plăcut impresionat. Sunt plăcut impresionat. Nu știu, motorul pentru mine este mai mult decât ok. Ce s-a întâmplat? Ai simțit ceva? Bă, ce oameni, mă, nu cred. Hai să vedem, hai, mai fă o dată. Și ține și asta. Vezi suspensia? E mare ca pe valuri, plutești. Jur că suspensia este nemaipomenită. Hei! Merge, gata, mă. Îți mai dau cu palmele cu astea? Și eu am făcut curat aici ca să filmăm detalii și acum m-am pus cu tot nisipul, trebuie să fac curat iar.